Bună tuturor, bine-ați venit la un car vlog, eu sunt Gaju Kid și aici l-avem pe Giușca. Uite că s-au stins și becurile de la acest nou X3 și este un X3 2017, așa-i? 2018. Deci facem direct review în 2018 la o mașină 2018, văd că are 55 de kilometri, deci să înțeleg că mașina asta ai primit-o nouă. Deci uite, cu toți prietenii lui, ori râs de el că, bă, tu n-ai mașină, ți-ai mașină. Uite că asta ți-ai primit-o și tu. Gluma e glumă, dar mașina e foarte frumoasă, am primit un test drive de la Grup Vest, așa că vă mulțumim. Bine, omul de față a primit-o doar că și-a comandat unul, așa că cum să nu-l primești? Și avem și cheia asta șmecheră. Bine, a mea parchează din cheie, deci asta e foarte mișto. Și e foarte fain că e aproape aceeași tehnologie care am eu, adică ecranul cu LED, naviu mare, are foarte multe culori. Și cel mai fain e dunga aia afară ce se luminează așa picioarele până în spate la portbagaj. Simt acum ce are în plus mașina asta, că văd aici are wireless charging, ne ține suportul de pahare care încălzește, răcește, USB. Ce face suspensia asta adaptivă? E pe perne? Nu. Deci nu e pe perne. E din aia cu suspensie magnetică, deci care e magnetică. Îmi place foarte mult nebunia asta de panoramă. E foarte, foarte mare. Până în capăt. Și motorul? Ce motor e pe asta? 2 litri. Da, eu zic că ajunge. Adică motorul de pe X, de pe X-ul Luanda. Da. Păi e foarte mare în comparație cu Luanda, sincer. Și are camere 360. Da, men, asta îmi place foarte mult. Asta e foarte fain. Hai că o să arătăm ea și camera, să vedeți și alea ce fac și cum se mișcă. Din câte știu eu, sunt, nu știu, vreo 6 camere, așa-i? Eu tare cred că sunt 4. Sunt două pe față, una spate. Una pe nu, față. N-ai pe lateral și tu de intersecție? Nu, una pe față. Ba, vezi ceva butoane pe acolo. De asta zic, ai două de intersecție, una pe față care e mijlocul de face 360, are din grill, are din oglinzi și în spate. Vezi, deja sunt mai multe decât am calculat. N-avem soft close, avem hard close. Dar avem head-up display. Asta e mișto că avem head-up display. Și acum să ne plimbăm un pic. Giușca, zi-mi două, trei chestii, te rog, pe care le știi tu. Fiindcă eu chiar e prima oară când conduc mașina asta, tu măcar o ai de vreo 2-3 ore. Așa că povestește-mi un pic mai larg ce știi tu despre ea, chiar dacă nu știm prea multe. X-Drive adaptiv. Numai să vorbești un pic mai tare, să nu avem problema lui Kini de... Kini vorbește încet. Din câte la știu, ei are cutia Septronic. Văd că are padele, deci are padele, foarte mișto. Îți cunosc dacă e cu dublu ambreiaj. Da. Cu dublu ambreiaj, pachetul M, interior-exterior, head-up display-ul. Ce balene! Deci e exact ca și meleu, e o dubă mare. Da. Dar e interesant că tragi bine, adică X-Drive-ul ăsta care e foarte fain. Da, nu trebuie să-l pui pe sport. Lasă-l așa să nu consumă motorină. Și are... Și tu trebuie să ai display-ul sport. Da, asta l-am și eu, exact. Hai să-i dăm. 3! Bă, să știi că merge bine. Adică la cât e dita mai duba, mie chiar îmi place cum o tras. Ce mă enervează, că motoarele astea mici de la BMW sunt foarte turate, deci se turează foarte mult. Bine, asta în general la motoarele de 2 litri. Acum ce să mai zic la o mașină de asta care e și foarte grea. Asta e cel mai mare motor sau are este alt motor? Nu, asta e cel mai mic. Deci asta e cel este mai... Deci este 3000 diesel, nu? 3000 diesel și M X3-ul care e 3000 benzina. Benzina? Deci e motor de pe M4. Da, 360 de cai putere. Deci ăla cred că rupe fâșul, sincer. Sincer acum, deci cum să meargă mai, aia aproape la fel. Deci că aia dacă o tunezi foarte puțin, adică ea vine detunată ca să nu fie la fel de rapidă ca și M4. Păi dacă îi faci un soft, îi schimbi un pic acolo intercooler-ul și faci evacuarea mai mare, păi automat ajungi la aceleași cifre de M4. Da. Deci chiar automat. Wow, ce-mi place head-up display-ul. Și volanul e mai mare decât la șeptar. Îi moale, dar nu foarte moale, crede. Nu e bine să fie foarte moale. E bine să poți să-l strângi un pic. Chiar îmi place, de serios. Chiar îmi place, chiar a fost foarte mișto. Chiar e blană mașina asta. Da.
păcat că asta are jantă numai pe 18, cealaltă o să aibă pe 19. Bă, las că e ok asta acum deocamdată. O poză aici, șeful, că e lumină în încăperea asta frumoasă, în rest, nu deranjăm. De la BMW, de la BMW, de la Groove Vest. E frumoasă, așa ai? Da. Are băiatul ăsta la bani de aici, are la bani de numai. Păi dacă și-o luat așa mașină nouă... Băiatul ăsta nu știu ce fac, ăștia tineri din ziua de astăzi manevre cu Bitcoin. Da, lăsați-l, că de ne-ar da și nouă ceva. Mulțumim, nu v-am deranjat, nu? Să trăiți! Ce mame de fapt de super lume? Bun, deci aici avem butonul Eco, ce este de mișto, fiindcă noi dacă accelerăm, nu o se tureze, mașina nu o să meargă mai mult de 120 și ce o să fac? Ia o să încarce bateria în partea asta dacă merge economic. Dacă merge economic, ia o să-ți încarce foarte mult, adică o să-ți crească economia. Dacă vrei să-i dai, de exemplu, pe confort, aici se schimbă de la arcuri, se schimbă softitatea mașinii, rigiditatea și cel mai important este butonul Sport. Butonul Sport când se apasă, primim la vreo 15-20 de Nm în plus și mașina se turează și mult mai mult. Și să mergem să vedem exact cum se mișcă mașina. Ce frumos e head-up display-ul care este chiar acolo. Și acum o să facem un launch control, am scos sistemele, DSC-ul off. Și o să umflăm turbina. 3, 2, 1... Cum ați văzut, frânează foarte, 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 foarte rapid. Am lăsat pe Giușca acolo să filmeze el. Cred că s-a panicat un pic. Nu i-am zis că o să fac un launch control atât de brutal. Am scos sistemele și am plecat destul de tare. După cum ați văzut, mașina pleacă foarte rapid, fiindcă este X-Drive. Ce este foarte mișto, sunt frânele astea de la BMW care oprește dintr-o dată mașina. Deci ați văzut ce repede a decelerat mașina. Hai că e ok. Hai că e ok, chiar îmi place, chiar merge foarte bine. Uite că vine și Ciușcă înapoi. Vino prietene în mașină, hai cu noi. Hai Ciușcă, hai Ciușcă. Mai sincer, cum s-a auzit afară? El e sec, diesel. El din astea, diesel. Bine, diesel. Acum bă, o plecat X-Drive-ul de pe loc sau nu?
Bă, da. Mie mi s-a părut că a plecat un pic brutal, sincer acum. Bă, de mers, merge fain. Bă, de mers chiar merge mașina bine. Bă, a fost foarte tare mașina, sincer, abia aștept să-ți ajungă și ție să nu mai râdă fraierii ăștia, că tu te plimbi cu MacBook-ul și tu nu știu ce, în sfârșit tu să ai o mașină nouă, nu? Să... Și sincer, avem amândoi acum niște bijuterii, voi o să aflați numai vlogul de mâine, ce nebunie mi-am luat eu, din câte știți deja este un BMW, ați văzut, dar încă nu vă spun ce este. Cinciar, șesar, șeptar, treiar, deci chiar poate fi foarte, foarte multe modele. Ce e cinciar? Seria 6. Seria 6? Bă, nu le zi acum, zile amă că e M4 sau ceva de genul. Oricum vreau să vă spun, nu vă dați filme cu motoare pe benzină, cu motoare uriașe, nu. Mi-am cumpărat o mașină de familie, fiindcă avem Supra și Supra o să facem de 1000 de cai să ne speriem. Mi-am luat o mașină tot diesel, așa că... Nu vă excitați prea tare! Eu sunt Gaju Kid, el este Giușcă și mai ales vreau să-ți mulțumesc că m-ai lăsat să-ți distrug mașina. Te pupăm, te salutăm. Și dacă ești pe aici printre noi de prea puțin timp, nu uita să dai click acolo pe clopoțel să fii primul care ne vede, fiindcă ai văzut, noi postăm la 2, postăm la 12, deci când filmăm, atunci și postăm. Te pup, te îmbrățișez și te salut!